Chelonat. Deci de 91 ești internat la Baltazar Arseni. M-am posedat cu scleroză multiplă. Și te-ai dus acum din nou? Cu aia m-am dus acolo, m-am dus fiind în călugărin, eu Giurgiu. Și am fost acolo și m-a trimis aici. De ce m-a trimis aici? Și n-a pus să pună o ambulanță să vin aici. Păi da. De ce n-a vrut așa? Dar de ce n-a sunat 112 să vină ambulanța să vă ia dacă e o situație de urgență? N-aveți telefon să sunați la 112, da? Ba da. Nu mai am. Ok. Bun, și acum ați venit în spatele spitalului și nu găsiți intrarea, da? Să găsesc intrarea. Ok. Nu cred că e pe aici. Nu cred că e pe aici. Nu, eu cred că e mai departe, da? Pot să încerc să trag de ușă. Eu cred că e mai departe, după biserică, așa cumva. Puteau să fac și ei mai multe intrări la spital. Au făcut ca la biserică, una singură. Suntem să nu intre oamenii în altar. Păi da, eu cred că e după colț cumva. Da. În capătul coridorului ăsta ați fost? Aici? Da. E închis. Ați ajuns până acolo? Da. Și ați înconjurat tot spitalul și peste tot e închis? Tot închis. Ce e asta? Bătaie de joc de pacient. Cine ajută pe noi heliportul cu MaxBet? Mersi. Așa, scrie. Intrarea se face prin corpul B. Și arată săgeata la stânga. Și omul a fost la stânga până la morgă. E curată bătaie de joc. La spitalul cu heliport. Și încă nici nu e acreditat. Poate nici nu vă mai acreditează, naibii. Să știe oamenii că n-au nicio speranță aici. Decât dacă spimen și-i aduce cu elicopterul. Cu elicopter, nu? Omul în așa hal a fost trimis de la un spital la altul și a ajuns la spitalul universitar și ia uite, l-am înconjurat de la morgă până aici pe toate intrările. Niciuna nu-l primește direct, toate îl trimit, du-te dincolo, du-te dincolo. Și uitați-vă în ce situație e. Trebuie să te ții de gard, trebuie să mergi pe trepte, că ei nu s-au gândit că s-ar putea să fie necesități speciale la spitale. Halal, spital universitar de top. Am pornit la pedalat în jurul sectorului 5 și m-am oprit la spitalul universitar. Fac un popas în curte și iată, am găsit un om chinuit, care deja obosit să tot facă turul spitalului. Până am ajuns la camera de gardă și la camera de gardă se putea de ajuns de la morgă direct, dar ne-a păcălit omul cu mască și cu uniformă de medic, că nu se merge pe stânga în continuare, să terminăm de înconjurat spitalul. Ne-a trimis înapoi, pe dreapta. Și iată, am obosit atâta înconjurat spitalul. Cursă cu obstacole în jurul spitalului universitar, care se laudă că e singurul cu heliport. Poate că ajută heliportul cuiva, episcopului Pimen, de exemplu, să o mai duc o săptămână. Dar oameni de rând, nu.